Opa. Bună ziua și bine v-am regăsit. În această etalare vom vedea ce se întâmplă per general pentru voi. Este o etalare generală, nu ne mai axăm pe alte persoane, acum ne axăm pe noi înșine și cu asta basta. Varianta 1 și varianta 2. Am să vă rog să țineți cont de faptul că dacă doriți o etalare personală în tarot sau cafea, găsiți toate detaliile pe site-ul looptarot.com și puteți programa fie cu mine, fie cu Salem Tarot de acolo. Mauzi aparent ne salută și aș vrea să vă mulțumesc pentru comentariile foarte frumoase din partea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru susținere, mulțumesc și tuturor persoanelor care au ales să sprijine acest canal prin donațiile făcute și voi începe cu prima variantă. Mauzi, ori fi aici, ori stai pe acolo, dar stai cu minte. Așa. Bun. În primul și în primul rând, aici ar putea ca unii dintre voi să aveți de-a face cu o persoană un pic mai de la depărtare de voi, persoana aceasta să fie scorpion. Ei bine, atenție că această persoană se grăbește să vă dea un mesaj, însă trebuie să fiți foarte conștienți de faptul că această persoană caută să vă prindă cam ca într-o capcană. Atenție pentru că această persoană s-ar putea fie să vă propună ceva ce nu este prea ok, fie să încearcă cumva să obține controlul, dar a obține controlul mă refer mai degrabă la, nu știu, voi să lăsați cumva persoana aceasta să aibă un pic puterea în această circunstanță, în sensul în care, nu știu, voi să spuneți că ați vrea să reluați lucrurile, voi să faceți primul pas, iar această persoană doar să aștepte, dar persoana aceasta tot încearcă să preia controlul și nu cred că este de puțin timp, sincer. Aș vrea să vă mai spun că aici aveți de-a face cu un capricorn. Capricornul acesta poate să aibă numele cu L, dar oricum acest capricorn caută să vă țină aproape, caută să fiți alături de el, chiar dacă pe anumite aspecte o relație sau o apropiere față de această persoană pentru voi înseamnă limitare. Nu știu exact la ce se referă limitare nici eu, în sensul în care pentru, fiind o etalare generală, pentru unii s-ar putea să fie vorba de gelozie, pentru alții poate să fie vorba efectiv de bagajul cu care vine această persoană din alte relații. Dar aș vrea să vă zic că pentru voi această persoană înseamnă limitare. Gândiți-vă bine dacă vreți să fiți cu această persoană sau nu și încercați să conștientizați aceste limitări înainte să faceți un pas. Pentru voi o să vină anumite vești, nu prea drăguțe, de la o persoană din preajma acestui capricorn, dar aceste vești sunt menite să vină către voi ca un apel de trezire. Apel de trezire în sensul în care voi trebuie să conștientizați anumite părți, anumite probleme care v-au fost până acum ascunse. În 7 puncte, iar o să aveți o veste destul de importantă, dar atenție că varianta pe care o să o auziți în 7 puncte, aici consider 7 zile pentru majoritatea, 7 săptămâni pentru câțiva dintre voi, mai poate fi pentru 2 persoane vorba de 7 ore. Va fi o versiune destul de distorsionată a ceea ce voi trebuie să aflați. Mauzi, ai de gând să vii sau nu? Stai cu minte. Acum te rog, nu dobor ceva pe aici. Da? Hai că ne putem înțelege. Bun.
Veți afla o veste destul de distorsionată a lucrurilor pe care voi ar trebui să le auziți, în sensul în care încercați să nu trageți concluzia de la prima variantă a poveștii, veți auzi vreo 3 sau 4 variante între timp, dar nu e cazul să vă panicați, nu e cazul să vă grăbiți să luați o decizie, nu e cazul să vă grăbiți să vă spuneți o opinie, pentru că opinia voastră s-ar putea să se schimbe în zilele următoare. Atenție, pentru că aici, pentru unii dintre voi, poate să fie un spirit care vă ghidează cu litera M, dar e o persoană foarte înțeleaptă, fie aveți lângă voi o persoană foarte înțeleaptă cu litera M. Încercați să țineți cont de ghidările sale, indiferent sub ce formă vin, dacă vin sub formă de vise, dacă vin sub formă de sfaturi, țineți cont de ele. În 5 zile, în 5 puncte, pentru unii poate să fie vorba de 5 zile, poate interveni pentru voi un drum la distanță pe care trebuie să-l faceți. Nu cred că va fi o distanță exagerat de mare, dar totuși va fi. Drumul se face cu bine, ajungeți la destinație cu bine, o să vă bucurați după ce ajungeți la destinație, deci nu văd să fie probleme de partea aceasta de călătorie. Am să vă rog să înțelegeți că totuși etalarea este generală, deci când zic puncte, pentru unii va fi 5 zile, pentru alții, 5, pentru alții săptămâni. Nu m-aș duce până în faza de luni, că e totuși o etalare generală și între timp mai fac eu alte etalări în cafea, dar țineți cont de chestia asta, nu pentru toată lumea e la fel. Bun. Aici mai este o persoană din zodie de berbec cu care veți avea o sărbătoare, o celebrare. De asemenea, mai poate fi și o persoană din zodia balanță cu care să sărbătoriți o reușită. Atenție că s-ar putea ca până la finalul verii voi să aveți niște mici bătălii, niște mici confruntări cu anumite persoane. Nu văd neapărat că le câștigați sau nu, totul ține la voi de răbdare și la gestionarea emoțiilor și impulsurilor pe care le aveți de reacție. Pentru că dacă reușiți să le controlați, câștigați această bătălie, dar dacă nu, nu. Veți avea parte de un sprijin, un sprijin esperat de la o persoană cu litera F. Această persoană vrea să vă ajute, vrea să vă ofere o ghidare, o luminiță de la capătul tunelului. Această persoană mai poate să aibă în spate o persoană cu litera E, în sensul în care e o persoană, nu neapărat că se înțelege extrem de bine sau extrem de rău, dar acea persoană din E și persoana asta cu F cumva sunt într-o echipă, cumva se acoperă, dar nu este foarte public chestia asta. Voi veți afla și de chestiile astea. Țineți cont de faptul că aici, 2 secunde. Țineți cont de faptul că aici cineva vă ține sub lupă. Nu știu cine vă urmărește exact, dar există o persoană care vă urmărește, stă cu ochii pe voi tot timpul. Nu cred că e vorba prin rețelele de socializare, e vorba de o persoană care efectiv este în jurul vostru, poate să fie vecin, poate să fie cunoștință de la muncă sau altceva, dar este o persoană care tot timpul este foarte preocupată de ceea ce faceți voi, ce aveți voi de gând, chiar și de unde aveți bani să cheltuiți nu știu cât, de ce faceți voi, cu ce vă ocupați, toate aspectele acestea. E foarte preocupată persoana. Aici mai văd un câine, un câine galben sau cafeniu, pare a fi un labrador, după cum aș vedea aici.
Nu știu pentru cine asta este ceva foarte specific. Pentru unii dintre voi, câinele ăsta urmează să-l găsiți. Pentru alții dintre voi, câinele ăsta a fost la un moment dat al vostru și vă ghidează acum. Dar aici există cel puțin o persoană care fie va găsi, fie va cumpăra un labrador, va avea destul de curând un labrador dacă nu l-are deja. Dar nu știu de ce este foarte specifică aici chestia asta, dar pentru unii contează cu siguranță. S-ar putea ca în casă voi să nu aveți foarte multe lucruri clare prestabilite. Vi se pare că sunteți într-o perioadă de ceață, nu știți ce va urma, nu știți ce veți face, dar e bine să luați un moment odată și să nu vă grăbiți să trageți concluzii, indiferent de care ar fi situația voastră. Dacă vi se pare că treceți printr-o perioadă mai tensionată, mai aglomerată, mai problematică, lăsați lucrurile așa, lăsați lucrurile să fie, conștientizați că totul o să treacă. Trebuie să luați lucrurile pas cu pas și nu să vă grăbiți să vă gândiți unde ajunge, cum o să ajungă, cum o să se desfășoare lucrurile, pentru că dacă voi acum vă faceți iluzii în legătură cu cum se vor desfășura lucrurile, atenție, pentru că aici o să faceți o greșeală. Nu vă faceți iluzii aici, pentru că dacă veți alege să vă faceți iluzii, riscați să fiți dezamăgiți. Pentru varianta 2, aici este o etalare un pic mai negativă, în sensul în care aici cred că am de face cu destul de multe probleme. Nu cred că e vorba doar de una, cred că aici sunteți foarte mult în ceață. Primiți ghidări, nu a spune că nu primiți, dar nu reușiți să le interpretați. Atenție, pentru că aici anumiți oameni vă pot percepe ca fiind foarte lăudăroși sau încercați să păreți mai mult decât sunteți. Aici iarăși mi-apare o persoană cu scorpion. O persoană în zodia scorpion. Atenție la această persoană pentru că s-ar putea să aibă niște planuri legate de dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți conștienți de acest lucru. Aveți grijă la această persoană. Nu știu dacă nu cumva este cumva un șef sau un coleg care ar vrea să primească un fel de avansare. Contează foarte mult să fiți conștienți de acest lucru și să înțelegeți că persoana nu are neapărat cele mai bune intenții pentru voi. Dacă puteți face voi munca și această persoană să câștige laudele ei, ideal. Atenție, pentru că aici am o... Asta e o imagine destul de clară, nu știu dacă o să o puteți vedea, este mai în fundul cănii. Este vorba de o femeie, o femeie cu părul scurt. Când zic scurt, mă refer până la până la maxilar, în sensul în care e o femeie care fie tunsă bob, fie are părul, a avut părul scurt și acum și l-a lăsat să crească și oricum nu este foarte lung. Dar atenție că această persoană vă face ritualuri. Nu știu dacă veți conștientiza cine este și nu cred că este foarte departe de casă. Nu cred că este nicio persoană din casă. Poate să fie ceva de genul cumnată, verișoară, poate să fie un fel de, nu știu, soacră, dar cineva nu foarte departe de familie, cred că e cineva înrodit, înrodit prin sânge. Deci, atenție la această persoană. Mai ales dacă nu corespunde. Bine, poate să fie în anumite cazuri prin alianță, dar încercați să vă ghidați după păr. Această persoană este posibil să aibă tenul foarte deschis, dar o afinitate pentru tot ce ține de partea întunecată, inclusiv părul s-ar putea să-l aibă o culoare foarte închisă, să fie chiar prea închisă pentru tenul pe care îl are această persoană. M
mai aveți o literă de A, litera de A ar vrea să vă contacteze, să vă dea de veste, să vă spună o veste bună, o veste care v-ar bucura, dar această persoană e ca și cum întotdeauna îi se pune o piedică în cale. Aici cred că sunteți persoane care așteptați rezolvarea de la mai multe probleme. Dacă știți o persoană cu două litere de U în numele său sau are două inițiale cu U, țineți cont că într-un fel sau altul această persoană vă va ajuta extrem de mult. Aici cred că rezolvările voastre țin foarte mult de persoane din afara casei, din afara voastră. Vă trebuie probabil anumite documente oficiale care fie întârzie să ajungă, fie sunt anumite circumstanțe care vă împiedică să le depuneți, ceva de această natură, dar nu prea aveți ce să faceți în legătură cu asta. Trebuie să aveți răbdare pentru și trebuie să acordați timp pentru că nu, efectiv e ca și cum nu vi se dă voie să rezolvați chiar dacă voi încercați să faceți lucrurile să meargă. Încercați să nu dați mito, încercați să nu vă implicați în activități de acest gen pentru că vi se pot crea și mai multe probleme. Pe parte de oficial, pe parte tot ce ține de oficial, nu știu, loc de muncă cu contract, acte, șomaj, salariu, tot ce ține de acte. Atenție, pentru că aici vor fi foarte multe neplăceri pentru voi și nu prea puteți să le evitați, dar puteți și să vă pregătiți. Puteți să fiți precauți, puteți să gestionați un pic situațiile diferit dacă știți la ce să vă așteptați. Gândiți-vă foarte mult la tot ce ține de ce este oficial, ce este neoficial. Încercați să vă feriți pentru o perioadă de orice activitate ilegală. Încercați să aveți grijă la toate aceste aspecte pentru că aici există o doză foarte mare de risc și e un blocaj destul de mare. Nu vă sugerez să apelați la tot felul de ritualuri sau lucruri de acest gen. Vă sugerez să lucrați cu legea atracției, vă sugerez să lucrați foarte mult pe manifestare pentru că aici problemele acestea nu au apărut de ieri de azi, cred că reprezintă o sumă a manifestărilor negative pe care le-ați atras în viața voastră de-a lungul anilor, iar acum tot prin manifestare trebuie să le și inversați și să înceapă să vină lucrurile bune către voi. Dar asta va fi un proces de durată, trebuie să conștientizați chestia asta. Va trebui foarte mult să fiți foarte atenți cu gândurile voastre, cu ceea ce spuneți, cu ceea ce vă doriți, cu ceea ce glumiți, pentru că și glumele sunt sursa manifestării uneori. Deci nu aveți voie să ziceți lucruri negative pentru o perioadă și o să vedeți cum lucrurile capătă claritate. Aici în casă consider că voi aveți lucrurile destul de clare, nu cred că este ceva care să vă încurce, pe voi mai degrabă circumstanțele externe vă încurcă. În casă lucrurile sunt destul de stagnante. Nu zic neapărat că sunt bune pentru că nu le văd neapărat bune, dar nici foarte rele. Sunt, nu știu, pentru voi ca de obicei, pentru că aici am senzația că o parte dintre voi aveți situații destul de toxice în casă, dar nu toată lumea, fiindcă este o etalare generală și atunci lucrurile rămân constante. Nu pot să zic că va fi, nu pot să zic că e bine, dar e constant. Dacă așteptați o reîmpăcare, nu cred că este cazul să vă axați pe asta acum. Momentan este cazul să vă axați pe manifestare, pe ce aveți în viața voastră și pe cum luați lucrurile pas cu pas, pentru că și dacă va exista o împăcare, nu prea văd să reziste foarte mult în cazul în care voi nu luați problemele la adevărata valoare. Aici este o foarte mare problemă cu a lua lucrurile la adevărata valoare. Atenție că aici s-ar putea să mai aveți încă o veste, dar din nou, de la depărtare, aici este posibil să vină chiar din altă țară, din partea unei persoane, o persoană care nu vă vrea binele, o persoană care este ca un șarpe, dar care cumva vă
Întristează foarte tare, vine ca o explozie pentru voi. Vă supără destul de tare, dar din toată chestia asta voi o să trageți o concluzie în care veți reuși să reparați niște lucruri din trecut pe care le-ați făcut cumva pe dos. De exemplu, dacă ați avut persoane toxice pe care le-ați lăsat în viața voastră, începeți să puneți bariere. Dacă v-ați îndepărtat de persoane sănătoase în viața voastră, reușiți să vă reapropiați de aceasta. Deci totul depinde aici pentru fiecare de cum a acționat în trecut, dar grijă la persoanele care sunt în jurul vostru, pentru că nu toată lumea vă vrea binele, nu toată lumea vă percepe așa cum sunteți și problemele astea exterioare pe care voi le aveți nu pot să se rezolve de unele singure. Voi va trebui să luați lucrurile pas cu pas și să faceți asta. Încercați să vă uitați la filmul Secretul, încercați să vă uitați pe YouTube la videoclipuri legate de manifestare, pentru că voi aici chiar aveți nevoie. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această detaliere și să ne revedem cât mai curând. La revedere!